Zeci de gospodari din Stroiești și Zahărești s-au mascat pe 31 decembrie și s-au adunat la Căminul Cultural din Stroiești. În prezența numeroși localnici, gospodarii din Stroiești au urat cele cuvenite pentru noul an 2016. Cine m-a veselit cu mine, Dumnezeu să-i facă bine! Cine m-a veselit cu mine, Dumnezeu să-i facă parte din noroc și sănătate! Apoi mascații din Malanca Stroieștiului au cântat și au dansat spre încântarea spectatorilor. Urșii din Zahărești au făcut deliciul publicului cu jocurile și strigăturile specifice. Tradițiile trebuie să continui, orice ar fi, felicitări pentru ceea ce faceți, vă sacrificați enorm, cu oboseala, cei de acasă cu nervi și cu stres. La final, urătorii, mascații, dar și persoanele din public au fost răsplătiți de către primarul comunei Mihai Senic cu țuică și colăcei. Luați un colăcel! La mulți ani! Mătrași! Domnul Mare, mulțumesc! La mulți ani! Evenimentul are loc în fiecare an la Căminul Cultural și își propune să promoveze și totodată să asigure continuitatea obiceiurilor de iarnă. Dumneavoastră veți putea vedea pe larg aceste obiceiuri în cadrul programelor intermedia. Astăzi la ora 17, apoi marți la ora 9:22, miercuri la ora 17 și la ora 22, iar joi la ora 12.